Bună dimineața, bine v regăsit, prieteni! Uite, acest titlu e luat din Europa Liberă, da? europaliberă.org, secțiunea România, da? aparține domnului rector Daniel David de la Universitatea babes bolyai Cluj și cred că acest titlu cuprinde cel mai bine și alegerile din Franța, și alegerile din România, și alegerile de peste tot din lumea civilizată. Da, despre ce este vorba? despre partidele vechi care pur și simplu nu înțeleg țările noi. Da, și zice Daniel David niște lucruri extraordinare și vă recomand încă o dată, mergeți musai la, la Europa Liberă, la site, pentru că este un interviu care ar trebui citit în primul rând de noi, de noi înșine și apoi de politicieni, dacă vor într-adevăr să-și înțeleagă propria țară. Da, este vorba despre generațiile tinere, care monitorizează în fiecare zi mai mult sau mai puțin conștient activitatea unui guvernant. Dar nu doar de alegeri, cum se întâmpla înainte, când noi așa știm despre, despre poiata, Poiana lui Iocan, despre Moromete, citim ziarul, comentăm, mai fumăm, mai bârfim și plecăm la vot oricum cu o, cu o senzație pripei predefinită, că las că știu cu cine votez. Nu. Se schimbă totul. Aici vorbim despre și vorbește Daniel David, ne explică da? despre lider. Ce înseamnă lider? Cum s-a schimbat liderul? Da? Liderul înseamnă uh, o combinație extraordinară între competență și empatie. Și dă un exemplu foarte fain din pandemie da? și zice, Totul a fost uh, medicalizat. Da? Adică, omul a fost privit ca un corp care trebuie reparat și n-a existat acea empatie, acel transfer de umanitate între, între părți, între autorități și cetățeni. La război lucrurile s-au mai reglat cât de cât un pic, da? dar încă mai este mult de făcut, mai au partidele foarte mult de făcut astfel încât să le înțelegem, să avem încredere în autorități, pentru că până la urmă o țară prin asta rezistă, prin încrederea între mine, plătitorul de taxe și cel care este în fruntea instituției statului da? și care beneficiază de taxele mele, întorcând mi taxele mele în propriul beneficiu, autostrăzi, școli, spitale, irigații, un trai mai bun și la sfârșit, ca un fel de concluzie, dorința de a rămâne aici, putința de a înțelege că merită să rămână aici. Este un interviu foarte fain și de ce merge inclusiv către alegerile din Franța. Pentru că se vede acum în lumea civilizată că există o criză a ideologiilor, o criză a liderului. Da. Ați văzut în Franța stânga, socialismul, da, care era alături de sindicalism, era reperul extraordinar al Franței, Franța socială, statul social prin excelență, dar Ana Hidalgo, 2%. Cum? Socialismul în Franța, 2%, da, și în același timp, 23% extrema dreaptă, Menejo, extrema stângă, 20%, Zemur și el cu un scor foarte mare, adică te gândești, totuși ce se întâmplă în lumea asta? În lumea asta nu se întâmplă male lucru. Se întâmplă doar că ideologiile își pierd din consistență. De ce? Mergem la stânga. Lumea se uită la stânga ca la un fel de, de speranță sau la, ca un fel, sau ca la un fel de sperietoare. Pentru cei care așteaptă mai mult ajutor din partea statului, pentru cei care vor să fie oblojiți cumva de autorități, pentru cei care nu-și explică insuccesul în viață, insuccesul în carieră, toate lucrurile astea care bâzie pur și simplu cerebelușul, da? păi pentru ei stânga este salvarea. Da? SOS-ul social, care musa ai musa trebuie să vină și să devină stabilopod al propriei vieți. Bun, doar că dacă în anii 70, în anii 80 muncitorul era muncitor, adică proletarul ăla care mergea dimineața la fabrică, făcea sau nu făcea, dar la sfârșit primea un salariu, sigur că el vrea un salariu mai mare, se înscria în sindicat, începea să lupte, nu-i așa vorba lui Marx, lupta de clasă. Bun. Acum muncitorul este cam de dreapta. Eu muncesc, să zicem, la fabrica unuia. Și vine la și îmi spune, băi, vezi că trebuie să facem o mie de șuruburi pe zi. Și trebuie să le și vindem. Vezi să fie o mie de șuruburi bune. Și din vari motive, nu mă pricep sau pur și simplu întârzie materiale, fac doar 900. Adică cu 10% mai puține. Este clar că nu mai pot primi 100% salariu. Voi primi într-un timp sau altul 90% din salariu. Și atunci îmi pun întrebarea păi cum să fac, sala, cum să fac șuruburi mai bune sau mai multe? Și încep să lucrez numai Lasă aia cu 8 ore. Da, a fost un vis. 8 plus 8 8. ore de muncă, 8 ore cu familia, 8 ore de odihnă. Nu. Uh, hai să lucrez 10 ore, să fac 1100 de șuruburi și poate mai bune, poate să inovez. Uite, șeful, am găsit uh, un fel de piuriță care e mai inovatoare, s-ar vinde mai bine. Adică încep să, să prind și eu sau să fiu obligat să prind idei de antreprenoriat. Cum fac să dezvolt firma, chiar dacă nu e a mea, ca să iau salariu mai mare, că vând mai multe șuruburi, fac mai multe șuruburi, etc. Și atunci, practic, eu îmi transfer corpusul ăsta mental de stânga, mi-l transfer încet, încet către centru dreapta. Da, adică, devin eu însumi un antreprenor, iar toate politicile, toate uh, gângăverile sau sunetele sau cântecele de sirenă ale strângii încep să se îndepărteze de mine pentru că eu știu dacă firma nu o duce bine, nici eu nu pot să o duc bine. Și atunci, degeaba fac sindicate, degeaba ies în stradă, dacă știu că, băi, luna trecut am făcut nou, numai 900 de șuruburi. De unde sunt de bani? Bun. Pentru cel de dreapta, strânga este o. Uh, o teroare. Adică, domnule, eu muncesc, inovez, nu, nu dorm noaptea, îi iau credite, încerc să dezvolt. Prima afacere nu mi-a reușit, mi-a reușit doar a doua. Stau tot timpul cu, cu sabia fiscului sub, peste căpățână, adică și îmi să-ți dau mai mult ca să dai la ăla care nare sau care nare are chef sau care, 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 care nu a avut noroc în viață. Da? Adică, lasă-mă să mă dezvolt, lasă statul social mai bine, pune bani acolo la educație, să fie toată lumea la fel deșteaptă ca mine, da? să inoveze, să nu doarmă noaptea, să facă o afacere, să dezvolte. Da? Și aici se vede la Macron și atenție, se vede și la noi. Deocamdată, la noi este un mugurel. Macron vine dintr-o parte. Te, hai să zicem asimilată stângii. A fost unul dintre cei care, din preajma lui Oland, responsabil cu comunicare, cu discursuri, cu etc., etc., etc. Oland a dat-o de gard, da, nici n-a mai candidat pentru al doilea mandat, a venit Ana Hidalgo, un, hai să mai salvăm ce se poate salva, da, și el a mers pe centru, Republica Mișcare. Centru care n-a arătat mare mari apetențe pentru ideologie sau alta. Am mers pe farme cu personal, este un tip extrem de educat, a făcut începând de la cursul de teatru până la literatură, filozofie franceză, ceea ce înseamnă foarte mult. Și aici se vede, fac o paranteză, ce înseamnă cursul de oratorie în școala franceză. Adică școala franceză este una a um, nu știu cum să-i zic, a oratoriei, a spectacolului, o școală a convingerii, a argumentelor. Da? Ceea ce la noi nu se învață, la noi dacă e egal cu MC pătrat, cu aia ai intrat în școală, cu aia ai ieșit. Bun. Mergem către dreapta. Le republican, le republican, unde-s republicanii, unde-s republicanii? Păi dreapta s-a uitat așa în jur și a zis, ok, care sunt politicile de dreapta pe care ar trebui să le punem? Pentru că politica noastră de dreapta trebuie să fie, și este deja de ani, de câțiva ani în Franța, o germanizare, vezi dreptul muncii, vezi toate legile care se pun cumva ca să ordoneze și să scape de tentația asta a statului care trebuie să rezolve tot. Da? Și mai mult, în Franța există o problemă cu dreapta și cu stânga, în sensul că legile, până acum și încă mai sunt tot felul de, de mici șuruburi în lege, legile țin partea angajatului. Atunci faci dintr-o țară care are nevoie totuși de antreprenoriat, faci o plajă foarte, foarte mare și consistentă de oameni care se uită la antreprenori, la patron, da? cu un fel de mai mult sau mai puțin invidie, ură, furie. Dom'le, lasă-l că, la... Las că are bani, hai să luăm. Da? Sau hai să-i tragem un impozit ăluia care are. Da? Impozitul pe impozit impo de la fărtun, adică pe moștenire. Păi, în Franța, da? dacă eu îi las fiului meu o casă de un milion de euro moștenire, Păi vine fiscul și spune, băi, e vreo 250 de mii, trebuie să-mi dai mie dacă vrei să moștenești. Și fiul meu băi, dar de unde să-ți dau 250 de mii? Tata stătea în casa aia mare, eu stau într-un apartament de trei camere, deci practic ar trebui să vând apartamentul ca să pot moșteni casa. Adică sunt niște disfuncționalități sau funcționalități, habar n-am, eu le privesc ca disfuncționalități. Și vine Macron. Vine Macron care sparge stânga, sparge dreapta și spune, domnule, noi ar trebui să mergem pe calea construcției europene, ne adresăm unei unei generații tinere, ne adresăm viitorului, avem nevoie de un viitor făcut nu pe, spa, pe spasmele și spaimele trecutului, ci avem nevoie de o relație extraordinară cu marile democrații. Exact asta a fost discursul de aseară. Da? Trebuie să continuăm relația cu marile democrații într-o Europa unită, etc. etc. Un, un uh, foarte, foarte bun discurs. Ce se întâmplă după spulberarea stângii, după spulberarea dreptei? Da? la 2% stânga socialistă poate zice la revedere, adios, rip, ne o, -o ierte. Da, fie mai Vin extremele. Extrema dreaptă, extrema stângă. Și dacă a observat, între ele mai vine o extremă. Extrema xenofobiei prin excelență, da? Eric Zemur. Ai la extrema dreaptă, ai Marie Le Pen. O să zici, domnule, cum se poate ca Franța aia lui lui Voltaire, Franța lui Jean-Jacques Rousseau, da? Franța lui libertate, egalitate, fraternitate, să se dea pur și simplu să se vândă pe mâna lui Marine Le Pen. Marine Le Pen a luat un 23%, probabil va urca către 35-37% în, în turul 2. De ce? și-a mai domolit un pic uh, discursul uh, xenofob și merge pe discursul, pe falsul discurs sau discursul asupra falsei securități. Trebuie să ieșim din NATO, Franța francezilor, uh, trebuie să uh, scăpăm de taxe, da? până la 30 de ani să, nu, să micșorăm taxele, adică vine pe niște proiecte sociale care, culmea, ar apropia uh, dacă vrei, extrema dreaptă, de un pic de stânga. Chestia asta cu până la 30 de ani, imposte mai mici, adică lucruri. Sigur că ieșiri din NATO n-are curaj să spună clar frexit, da? o spune Meleșou, o spune Eric Zemur, da? dar se duce către componenta socială încercând să recâștige un pic din ce-a pierdut uh, stânga. Vine Meleșou, vine Zemur, ăștia doi sunt. Uh, Alte, alte extreme, strânga populistă, Melenșon, da? și extrema, extrema foarte dură a lui Zemur. Zemur care vine cu o Franță xenofobă, cu viziunea unei Franțe îngrozitoare, da? este o, o Franță a, 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 care seamănă mai mult cu Germania anilor, anilor 30, asta lui Zemur, în viziunea lui Zemur. Da? Și vine Melenșon cu stânga populistă. Și el, un scor bun. Da? Dar, în același timp, dacă ai văzut, Melenșov spune în felul următor: În niciun caz să nu meargă voturile către, către Marine Le Pen. Se întâmplă tot felul de spasme, pur și simplu, pentru că dispar încet, încet ideologiile. Adică ele nu dispar, doar că lumea nu mai are chef de ele. Ce se întâmplă în România? Dacă ai observat, uh, Iliescu, stânga, uh, hai să zicem, Ultimul de dreapta, Frim Băsescu. Sigur, o relativă stângă, o relativă dreaptă. Mai mult, o, o chestiune asumată de ei înșiși și urmată de noi. Nu neapărat cu ștampile, da, domnule, îl recunosc pe la dinsom, după valori că e stânga sau dreapta. Da. Uh, îți vine la stânga Ciolacu. Ciolacu, dintr-o dată fără chef de revoluție. Că stânga, asta a făcut-o timpul, a câștigat din revoluție sau cel puțin a, promus, a promis revoluție. Nu s-a întâmplat niciodată, da? A promis paradis pentru clasa muncitoare. Da? Ă, Ciolacul, e greu să-l iei de... Dacă l-ai pune acum în PNL, ar fi la fel. Adică nu poți să-l asimilezi unei... să-l asociezi unei ideologii. Poți să faci asta doar pentru că el spune... Și el își asociază numele cu o ideologie. Dar dacă îl pui pe celălalt cu mâine la PNL, vei spune, da, este un tip șterzi din PNL. Da, atât. Da? La fel pe Ciucă. Ciucă este la PNL. Dar dacă îl pui mâine la PSD, vei spune, este un tip șterzi din PSD. Adică nu mai există stângă, nu mai există dreaptă, există pur și simplu a, a, dorința lor de a se încadra, nu într-un curent, ci într-un partid care își spune de stânga sau de dreapta. Ce va fi? Pentru că în România, dacă e observat, de decenii urmează aproape, aproape involuntar modelul, fran modelul francez. Asta în 1918, când s-a luat modelul la francez, centralist, Iacobin, da? și de acolo tot timpul noi am fost cu coada ochiului către Franța să vedem ce face. Bun. Se va întâmpla și la noi, într-un fel sau altul, același lucru. Uite, e un om care până acum a fost foarte respectat, Cristian Diaconescu, până la gafa aia tâmpită cu cu George Simion. Da? A fost la PSD, a intrat la PMP, la dreapta. Nimeni n-a dat cu O clocite, domnule, ai trecut de la stânga la dreapta. Pentru că a fost un tip decent până la faza cu George Simion, lumea s-a uitat la el, da, e o apariție decentă, vorbește ok, nu are, nu i-a piciorul pe tot felul de extremisme, adică l-a luat așa cum era de luat. În România se va întâmpla la fel. Liderii vor estompa din ce în ce mai mult abilitățile astea ideologice. De ce? Pentru că noi nu mai avem nevoie de ideologie. De ce nu mai avem nevoie de ideologie? Păi, până la urmă am ajuns și noi la, la logica aia elementară prin care te uiți și zici așa. Există vreo, ați văzut vreodată vreo autostradă de stânga sau autostradă de dreapta? Da, spitale de stânga sau de dreapta? Ați văzut? Și ați văzut și școli de stânga, școli de dreapta, manuale de stânga, manuale de dreapta, irigații de stânga, irigații de dreapta. N-ați văzut. De ce? Pentru că ar trebui să debarasăm un pic, încet, încet, nu de tot. Ideologiile să le la o parte și să vedem ce avem de construit. Pentru că generațiile tinere, și generație tânără înseamnă până la 50, 60 de ani, da? sunt generațiile nu ca vârstă, ci generațiile care învață mereu și învățând mereu, căpătând mereu competențe, asta se traduc, toată asta se traduce în a avea aspirații noi, a avea resurse noi și a avea atitudini noi. Sigur că lângă asta vin provocările noi și oportunitățile noi. Adică este o lume în mișcare. Și iată Republica în mișcare. Lumea asta în mișcare cere o inovare continuă, cere să înveți continuu. Nu mai merge că, domnule, am intrat în locul ăsta de muncă și de aici ies la pensie. Nu. Am intrat în locul ăsta de muncă prin competențe, da? Le învăț și încet, încet încep să îmi fac eu propria afacere, să fiu eu antreprenorul, să, eu, să fiu eu creatorul unor locuri de muncă. Înspre încoace ar trebui să meargă societatea. În momentul în care țările vor înțelege, sau partidele, sau liderii, că este extrem de important să pui în valoare educația antreprenorială, la noi din păcate îi vai mama ei în România, da? În momentul ăla țările vor aduce o plusvaloare valoare pe care n-au mai adus o poate de la, nu știu, pe care plus valoarea pe care a adus-o internetul în lume, ar putea să o aducă educația antreprenorială. De ce? Pentru că baza deja o avem. Avem o bază avem instrumente, avem atitudine, avem o generație care știe că din în următorii 10 ani vor apărea cel puțin... 30% meserii noi și 30% din meserile vechi vor dispărea, adică pur și simplu va trebui să ne pregătim pentru un viitor mult mai ok, dar mai ok pentru cel care va pune mâna pe carte. Pentru cel care va privi încă statul ca pe un fel de, de mamă de rezervă sau tătuc de rezervă sau o cămară la care din când în când intră un binevoitor lider și mai dă un kil de făină sau un litru de ulei, pentru ceilalți, da? pentru ăia, va fi încă o vârstă pierdută. Ei se numesc, într-o anumită filozofie socială, oamenii inutili. De la ce am pornit? De la regele din Franța, de la Daniel David, de la... Hai să nu ne oprim aici, punem mâna pe carte, inovăm, antreprenoriem, da? Și mergem un pic mai încolo decât, hai că mă duc la lucru, viu acasă, dorm. Mă duc la lucru, viu acasă,